Fără dragoste suntem pătrați, suntem niște robocopi leșinați care se pregătesc de mormântare. Cel ce ne dă sens este Dumnezeu prin iubire. De aceea, în familia ta, ca un test, să știi dacă mai este iubire sau nu, când încetează iubirea, încep reproșurile. Că din cauza ta, că tu ești de vină, că numai tu, că așa faci tu întotdeauna, înseamnă că săptămâna trecută s-a încheiat capitolul iubire. Nu mai căuta vinovați. Vinovată este inima ta. Dacă asta a fost o paranteză profetică, nu știu. Vreau să recitesc doar câteva versete din textul pe care fratele l-a citit la ora de rugăciune și la care m-am gândit eu. Și nu are rost să mai citim. Mă pregătisem să-l citesc pe cel din Luca 2. Marcu 2 cu 5 la 12. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. O frază controversată, o frază grea, o frază care a creat foarte multă diversiune între farisei, între cărturari. Unii dintre cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor și se gândeau pe bună dreptate: vreau să fiu avocatul lor astăzi, al cărturarilor și a fariseilor. Pentru că nu le era încă revelat Hristos. Și numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Era pentru moment, dar le face demonstrația Hristos. Și spune așa: ce vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și atunci, și acum, și în Vechiul Testament, au perfectă dreptate cărturarii. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, dar acum noi știm ceva. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt ne convinge că suntem păcătoși, prin jertfa Domnului Iisus Hristos ne iartă. Cine? Dumnezeu. Îndată Iisus le-a cunoscut prin Duhul Său că ei gândesc astfel și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Pentru ce vă gândiți astfel? Frați și surori, Doamne și Domn, grijă mare ce gândiți. Că Dumnezeu e prezent acolo în gând. Vine Dumnezeu la Avram și spune: la anul pe vremea asta vei avea un fiu. 99 de ani. Și toate lucrurile erau perfecte. Așa cum îți după predică. Toată lumea ne asculta, ne ducem acasă și duminica la amiază luăm deșertul cu păstori prăjiți. Măcar astăzi e ziua noastră. Astăzi lăsați-ne în pace. De mâine încolo e treaba dumneavoastră ce vreți să faceți. Să vă apropiați de iad sau de împărăția lui Dumnezeu. Dar măcar astăzi lăsați-ne în pace. Și zice Dumnezeu: Avrame, de ce râde Sara în inima ei? Doamne, ai greșit adresa. În primul rând n-am văzut-o că râde. Și în al doilea rând, vorbește cu ea. Mie îmi spui? Nu, ție-ți spun. Dragi Doamne, surori, mame, soacre, bunici, Dumnezeu a lăsat în familia dumneavoastră un preot și Dumnezeu comunică în acea familie prin preot. Femeile și doamnele care sar peste preot se vor prăbuși în scurtă vreme. Nu împlinesc 50 de ani și mor de cancer bolnave. De ce? Că se încarcă cu prerogative bărbătești masculine. Li se masculinizează vocea. Nu știu dacă e bărbat sau femeie. Încearcă să se impună prin forța, copia de la bărbat. A observat că are un pic mai multă autoritate. Și se îmbolnăvesc. Sunteți nedotate prin construcție să duceți greul și să vă luptați cu fiarele din Efes. Lăsați-ne pe noi. Doar susțineți-ne. De ce râde Sara în inima ei? Și stă de vorbă Dumnezeu cu preoții astăzi. Și spune: de ce nevasta ta stă mai mult la reality show-uri decât în Biblie? De ce? Păi dar eu sunt de vină, frate, eu-s la serviciu. Păi ia că nu ești de vină, ești responsabil. Vina Dumnezeu o stabilește, responsabilitatea o stabilim noi. Ce este mai lesne, a zis Iisus,
a zice slăbănogului, păcatele sunt iertate? Sau a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă? În fraza asta este o întreagă capodoperă. Adică, vreau să vă traduc pe limbajul nostru, dacă vreți să ne jucăm cu vorbele, dacă vreți să ne aflăm în treabă, cum este mai ușor să te afli în treabă? A zice ceva care nu se supune legii fizice cuantificabile, care nu poate fi probat, nu poate fi măsurat. Uite, iertate sunt păcatele, nu mă joc cu asta, dacă ar fi să ne jucăm. Sau a zice slăbănogului, ridică-te și umblă. Un aspect cuantificabil, măsurabil, vizibil, pe care îl vedeți. Și ei n-au mai știut ce să creadă. Domnul Iisus Hristos a folosit foarte mult apologetica, foarte multe referințe la logică, la rațiune. Și ei erau bulversați, se uitau unul la altul, măi, ce e mai lezne, ce e mai ușor? A, zice Domnul Iisus Hristos, mai ușor pentru voi ca să vedeți demonstrația este să vedeți o minune. Da? Adică a zice slăbănogului, ridică-ți patul și umblă. Dacă se împlinește asta, e minune. Dar Domnul vrea să le arate că minunea cea mai mare e ca păcatele să fie iertate. Dar revenim aici. Și zice, bun, deci ca să vă demonstrez că nu m-am jucat cu vorbele când am zis păcatele sunt iertate, vă demonstrez. Slăbănogule, ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă. Și dintr-o dată slăbănogul s-a ridicat și a luat patul și s-a dus acasă. Unii au zis, niciodată n-am văzut așa ceva. Niciodată n-am văzut așa ceva. Cei mai mulți dintre ei. Știți care este reciproca după demonstrația matematică, fizică a fenomenului, a speței? Știți care este logica? Acum credem că dacă a reușit să vindece un om de boală incurabilă, credem că are putere să ierte și păcatele. Și cei mai mulți s-au pocăit. Cei mai mulți. Dar unii au rămas în împietrirea lor. Și aș vrea să mă ocup în mod special de problema aceasta. De foarte multe ori se citește textul acesta la vindecare pentru bolnavi. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Voi lucra foarte mult cu logica astăzi. Când a fost ultima dată când ați venit la păstor să-i cereți o ungere cu un de lemn pentru o boală sufletească? A, păi nu, noi trimitem bilete. Verificați biletele din ultimii 70 de ani și arătați-mi mie dacă pe un bilet scrie vreodată, uite, am o problemă că sunt dependent de cazinouri și iau banii de la familie și mă duc și bag la jocuri de noroc. Nu, mă doare ficatul, are cancer, are sida, boli grave. Vreți să înțelegeți un lucru? Scopul principal pentru care Hristos a venit pe pământ nu a fost acela să ne vindece un trup care oricum se va degrada și se va face pământ. Ci scopul principal al lui Iisus Hristos pentru care a venit de pe pământ este acela revelat de Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, să ierte păcatele, pentru aceea a venit. Au mai fost ele vindecări și înainte de Domnul Iisus Hristos. Dar mântuire și răscumpărarea omului n-a mai fost decât prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. O altă întrebare. Când ultima dată ați trimis un bilet în față la amvon? Frate, vă rog frumos, sunt o soră din biserică, am o rugăminte înaintea dumneavoastră să vă rugați pentru mine că am o neputință. Nu duh de neputință, lăsăm duhurile în iadul lor. Am o neputință. Zice, Domnul Iisus străbătea satele și cetățile și oamenii veneau la El din toate împrejurimile și erau vindecați, vă rog să fiți atenți, de orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Și aici amintim, neputința de a ierta. Așa e că ai pe cineva la ficat. Am fost într-o biserică și a zis, mă, nu i-a convenit la păstor de tine. Dumnezeu să-l ierte. Nici mie de el. Să mă ierte și pe mine. Sentimentul e reciproc. Transmite asta, am zis, din partea mea. Și zice, te are la ficat. Și am zis, dar mai transmite-i ceva din partea mea. Să mă urce 10 centimetri mai sus la inimă. Că dacă mă păstrează în ficat,
face hepatită spirituală și merge în iad. Dar dacă nu mă urcă la inimă și nu mă iubește, nu ajunge în cer. Apropo, tu pe cine ai laficat? E o neputință de ierta. Când ai venit ultima dată la ungere cu un de lemn pentru neputința aia? A, dar nu, frate, că aia nu doare. Aia doare mai tare decât alelalte. Și dacă ieri am vorbit la tineret în două seminarii despre, într-un seminar împărțit în două despre vindecarea emoțională, zona asta, inima, sentimentele, tot ce ține de emoțiile noastre care pot fi intoxicate cu o grămadă de lucruri. Dacă la ora de rugăciune ne-am rugat pentru niște cazuri, tânăr de 18 ani să aibă cancer, deci e ceva ce depășește imaginația noastră. Nici nu putem să ne gândim. Ne rugăm Domnului să aibă milă. Și alte situații și alte situații. Acum vreau să ne ocupăm puțin de vindecarea spirituală. Duhovnicească. Când vorbim despre vindecarea aceasta, și anume păcatele sunt iertate, observați un lucru, că Dumnezeu nu poate să vindece trupul până nu vindecă sufletul. Iată că ai primit răspuns deja de ce nu ești vindecat de ani de zile. Pentru că sufletul tău nu e vindecat. Pentru că păcatele tale nu sunt iertate, pentru că păcatele tale nu sunt mărturisite, păcatele tale nu ai renunțat la ele. Îmi puteți da exemplu de un păcat care nu are iertare nici în veacul ăsta, nici în veacul viitor? Hula împotriva Duhului Sfânt. Mai știți vreunul? Vă mai zic eu un miliard. Orice păcat pe care nu l-ai mărturisit și de care nu te-ai lăsat și continui să-l faci în mod voit, în formă continuă și continuată, te duce în iad. Orice păcat de pe fața pământului. Deci e important ca păcatele să fie iertate. Adică a zis Domnul Iisus Hristos și i-au zis probabil prietenii lui: Doamne, am greșit adresa. Lasă-ne să plecăm. Ce treabă avem noi cu păcatele lui, cu sufletul lui? Noi l-am adus să-i vindeci oasele. Și Domnul Iisus vrea să le transmită următorul lucru. Voi nu înțelegeți că nu mă pot atinge de oase până nu rezolv, până nu dărâm zidul de păcate dintre mine și el. Trebuie să dărâm zidul de păcate, să am acces la oase. Noi vrem să ni se vindece oasele, dar să nu se vindece sufletul nostru, duhul nostru spiritual. Din latină, pneuma, de aici vine cursul teologic, se numește pneumatologie, care înseamnă aer, sau duh, sau duhovnicesc. Dar este o combinație între ele, varianta grecească este spiritus, sau spiritos, care înseamnă spirit, conștiință, gândire. Și se folosește și duhovnicesc, și spiritual. Duhovnicesc de la duh, spiritual de la spirit. Ele sunt același lucru. Doar că teologii au ajuns la concluzia că pneuma, aer, e prea puțin pentru Duhul Sfânt. E prea puțin pentru duhul omului. Și au zis, măi, nu e doar aer. E mai mult decât atât. E spirit, e conștiință, e gândire. Personalitatea noastră eternă. Deci vorbim de personalitatea noastră eternă când vorbim de spirit, de duh. Prin căderea în păcat, vreau să știți că a fost afectată toată ființa noastră. Trupul a îmbătrânit de la o generație la alta, 900 de ani devin 90, să taie un zero, nimic mai mult. 90, 880, 770, deci se simplifică cu 10. Viața omului pe pământ este decimată, la 10, da? Asta înseamnă decimată. Trupul este plin de boli. Sufletul se umple de invidie și de mânie și de răutate. Și, apropo, o ghicitoare, îmi răspundeți diseară. Care este omul de pe fața pământului care a omorât un sfert de lume? Nu, nu este Hitler. Care este omul care a omorât un sfert de lume? Cain, da. Pentru că erau 4 oameni pe pământ și a omorât un om, deja a omorât 25% din planetă. Se umple de ură sufletul, sentimentele și duhul experimentează o invazie demonică. Și oamenii au început să fie răi pe fața pământului. Scopul suprem al satanei nu este să ne dea boli. Nu este să distrugă trupul. Știe că-i pământ. Scopul principal al diavolului este să distrugă spiritul. Și să ne ducă în iad.
Asta este obiectivul principal al diavolului, să facă ravagii aici la nivel de duh. Prin posesiune demonică și suferință vrea să distrugă ființa umană. Conștiința ta, cugetul tău. Apropo, cum definiți dumneavoastră, de exemplu, un om căzut de la credință? Și probabil că ziceți, fumează, se îmbată, se droghează, a divorțat de nevastă sau de soț. Aveți dreptate. Dar vă mai spun un reper. 1 Timotei 1,19, Timotee, păstrează credința și un cuget curat, un spirit curat, o conștiință curată, pe care mulți au întinat-o și au căzut de la credință. S-ar putea să stai foarte confortabil în fotoliul tău, pe banchetă, în adunare, să cânți cu gura până la urechi și să fii căzut de la credință, dacă în cugetul tău ai permis invaziei demonice să-ți deformeze optica reală a lucrurilor. Și judeci și condamn, iată cum poți să fii căzut de la credință. De aceea, frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, încingeți-vă coapsele minții. Haideți să ne trezim și să vedem pe unde suntem și ce vrea Satana să facă cu noi. Seminarul e mai lung, eu să selectez doar două aspecte, vindecare de orbire spirituală, mai am vindecare de ologie spirituală, vindecarea principiilor de viață care au fost alterate prin păcat, vindecarea de posesiunea demonică și resuscitarea divină prin iertare. Prin iertare. Noi eu o să mă ocup de două. În primul rând, vindecarea de orbire spirituală. Și apoi vindecarea de posesiunea demonică. Doar două. Dacă va mai rândui Dumnezeu, încolo peste vreo 4 ani de zile, 5 ani, și voi mai veni la dumneavoastră, vom continua. Sperăm să nu se prăpădească nimeni între timp și să fie... Lucrez la o carte care se va numi așa, Vindecat, Vindecat pe deplin, Vindecarea minții, Vindecarea inimii, Vindecare trupească și toate vindecările acestea. Vindecat de orbire spirituală. Și stăteau și s-au întâlnit la... Aici unde plătești 12 euro și mănânci până crapi, nu știu cum îi spune... Eu le spun la frații în Europa, nu mă duceți acolo. Nu-mi place numai compotul și atât. De totdeauna vin flămând de acolo. Și dumneavoastră la fel. Nu știu cum e făcută mâncarea, parcă e umflată cu azot. Și când ajunge în burtă, te duci acasă și mănânci. Slănină și ceapă, că tare bună e. Și când te întâlnești cu el, bă, ne-am întâlnit acolo la japonezul ăla, bă, cum vă merge? Bine! Bine, numai ce am avut botez, fanfara merge, corul merge, orchestra, toate lucrurile sunt foarte bine. Bă, totul e în regulă, totul e mai bine ca acum, n-a fost niciodată. Eu când aud asta, deja mi se aprind niște martori. Ai lui Jehova din minte. Și zice, Doamne, Tu ce părere ai? Zice Domnul Iisus, bun, acum vă întreb și eu, cum vă prezentați? Foarte bine, Doamne, tot în regulă. Cea mai superficială întrebare, ce faci? Cel mai mincinos răspuns, bine. How are you? I'm fine. Și zice, suntem bine, da? Da. Dar ce tot ne întrebi atâta, Doamne? Dar Tu ce părere ai despre noi? A, zice, părerea mea despre voi? Sunteți niște nenorociți, săraci, surzi, orbi și goi. Extraordinar. Da. Și voi nu mai vedeți lucrurile real. Voi nu mai... Rețineți. Nu mă adresez dumneavoastră. Domnul Iisus se adresează la odicenilor. Voi nu mai vedeți optica reală a lucrurilor. Și vă suspectez de orbire spirituală. Voi nu mai sunteți conștienți de atacurile demonice din văzduh. Voi nu mai sunteți conștienți de lumea spirituală, de faptul că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății, a căpetenilor care sunt în locurile cerești, care mișună.
Și zice soluția, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc și doctorie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi real lucrurile. Termenul din limba greacă este colir, adică un fel de unguent pentru afecțiuni oftalmologice ale vremii. Frați și surori, oare n-a fost niciodată în ultima perioadă în care ai judecat pe un om pe nedrept? Înainte să-l judeci pe un om, împrumută-i pentru jumătate de oră pantofii, să-l vezi ce-l face să vorbească așa. Nu judeca o soră sau un frate care se roagă mai tare. Știi tu ce probleme are în familie? Știi tu ce diagnostic a primit săptămâna trecută? Știți de ce este injust să judecăm, îl îmbrâncim pe Dumnezeu de pe scaunul de judecător? Dă-te, Doamne, ăsta trebuie să moară, ăsta în iad. Și ne-am pus noi gardieni la poarta cerului, tăiem și spânzurăm. Am pus embargo pe cer. Cu ce autoritate și cu ce drept? Încă nu ți-ai terminat alergarea. Nu te crede ca și cum ai fi acolo. Mai avem de luptat? Și dacă e cu putință și dacă v-a îngăduit Dumnezeu să ajung și eu la învierea din morți, eu care v-am predicat dumneavoastră, de aceea să umblăm cu frică pe pământ. Să nu fim ca și cum am ajuns acolo și observ o formă de aroganță. Mai ales la oamenii care au mai mulți ani de pocăință. O aroganță din asta care îmbolnăvește sufletul și invadează demonii aroganței acolo și fac ravagii. De ce ar fi nevoie de vindecare spirituală? Pentru că s-ar putea să fii bolnav de orbire spirituală. Bun, și de unde să știu eu? Unde să mă duc să-mi fac un control? Cine trebuie să-mi pună un diagnostic și să știu ce afecțiune am? Păi haideți să vă explic. Manifestări are ale bolii oftalmologice spirituale, ale orbirii spirituale. 1. Ura. Nu ura, ura, nu aia, ci ura. Argumentez 1 Ioan 2:11. Cine urăște pe fratele său, pune-te rău versetul că e minunat. Cine, și memoria vizuală ne ajută foarte mult. Cine urăște pe fratele său sau pe sora sa, este în întuneric. Fiți atenți. Nu doar că este în întuneric, umblă în întuneric, nu știe încotro merge, nu mai are direcție, nu mai are busolă. De ce? Pentru că întunericul i-a biruit ochii. 1 Ioan 2:11. Întunericul i-a biruit ochii. I-a deformat, i-a orbit ochii, i-a deformat optica reală a privirilor. Vă spun ca unul care am experimentat ura din partea unora sau altora, mai apropiați sau mai îndepărtați. Când am predicat despre ură, le-am spus fraților, cinstit, dragilor, nu îmi cereți să vă dau exemplu cum se manifestă ura din interior, cum, ce simte un om care urăște, că nu știu cum. Nu mi-aduc aminte vreodată în viața mea și am câțiva ani, mai 13 ani de zile și împlinesc 50. Nu mi-aduc aminte, nu știu cum să manifest, ce înseamnă să urăști, ce e aia? Nu știu. Și alt lucru pe care nu pot să vi le exemplific, invidia. Nu știu ce e invidie. Nu înțeleg. Nu știu. Nu m-am confruntat niciodată în viața mea cu ea. Nu am fost invidios pe ei alalți care au luat 10, că eu aveam 8, 7, 50, n-aveam nicio șansă. Nu știu ce e aia. Ok, revenim. Vreau să știți doar atât. Ura fratricidă este un reper la orbire, o trimitere directă la orbire. Vă întreb, dragi surori, oricum cei mai mulți oameni vor fi în iad datorită lăcomiei de avere. Câte probleme pleacă de la avere și de la împărțitul averii în ultima perioadă, eu sunt șocat. Predica Domnul Iisus Hristos cu putere mare. Și unul de acolo, un terchea berchea,
Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă cu mine averea. Deci unii sunt în adunare, ei ascultă predica, dar mintea lor e atât de demonizată că nu-i, nici nu-s curioși ce să predică de aici. Și zice Domnul Iisus, hello, eu nu sunt aici executor judecătoresc. Cine m-a pus pe mine topograful vostru să vă împart eu averea? Frați și surori, sunteți în relațiile cele mai bune cu frații? Sunteți mulțumiți cum s-a împărțit casa părintească? Și vreau să... Poți să-mi dă haină jos, nu? Știți când se activează duhul acesta de lăcomie? După 50-55 de ani. Ar fi normal pe la 20 de ani. Măi, acum mă însor, n-am unde să stau, nu să-mi pate acum acasă. Nu, că-s părinții tineri. Când avem 50 de ani, ne mor părinții, stă băbuța și stă acolo și zice, mulțumesc, și zice, mă, dar acolo undeva pe plaiul ăla noi aveam un teren, un fânaț. Cine îl moștenește, mă? Și se duce la sfatul popular și întreabă, doamnă, aici, nu știu ce, i-arată harta, a, zice, soră ta. Aha! Și ai învadat duhul de lăcomie de avere. Și se duce și o întreabă, da, tu de când, mă, te ocupi de... Și ajunge unul cu un avocat, altul cu altul și altul în tribunal. Câți dintre dumneavoastră sunteți în tribunale? Pentru vechiturile alea de case de pe timpul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Numai proptele le mai țin, putregaiele alea. Gândiți-vă că noi suntem, am fost 13 frați. Ce-ar fi să împărțim putregaiul ăla de casă la 13? Ne vin câte 5 grinzi cu ele. Nici focul nu le mai arde, că-s pline de putregai. Le-am și zis, prieteni, când se pune problema cu prostii din astea de împărțeli, nu știu ce, și îs niște terenuri pe acolo, niște grădini suspendate ale semiramidei, și le-am spus, uitați-vă numai la un lucru. Când va fi vorba să împărțiți, unul dintre frații a murit, a mai rămas 12, am zis, împărțiți la 11, eu nu exist. Nu-mi trebuie nicio așchie. Să uită unul la altul, bă. Dacă nu renunți, ești orb spiritual și intră ura între frați și nu-și mai zic bună ziua unul altuia. Și el vine la adunare și găsește vină în păstor. Ce vină am eu că inima ta e plină de ură, orbule? Cine urăște pe fratele său este orb. Când se activează ura aceasta demonică într-un om, toate lucrurile le vede deformate. Tot ce faci bun, el vede rău. De ce? Pentru că ochiul lui este rău. Nu-i mai intri în grație niciodată până nu este vindecat de ură. Frați și surori, s-ar putea să stai pe bancă lângă un criminal, în serie, și să nu știi. Știți că în vechime s-a zis, zice Domnul Iisus Hristos, să nu ucizi. Dacă erai prins cu iataganul asupra faptei, erai omorât cu pietre dacă nu găseai o cetate de scăpare în apropiere. Și acolo rămâneai din motive de penitență, nu că era o fereastră să scape pe criminal, dar să-i dea timp să se pocăiască. Dar eu vă spun, zice Domnul Iisus Hristos, dacă cineva urăște pe fratele său, este un ucigaș, un criminal. Păi tu trebuia să fii la pușcărie de mult. Ce cauți în libertate? Cine ți-a dat dreptul să intre în mijlocul unor oameni liberi? De aceea cei rău nu pot ținea capul sus în ziua judecății, criminalii, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Genul acesta de oameni frustrați, supărați pe propria viață, supărați pe ei înșiși, vin în adunare și la adunarea generală fac scandal și deschid gura cât hipopotamul de mare, că intră jumate de adunare în gura lor. Și caută vinovați pe păstori și pe prezbiteri și pe diaconi și pe proroci. De fapt vorbește ura din el și orbirea din el. Fie vă milă de el, raportați-vă ca la un
nepocăit care nu l-a cunoscut niciodată pe Domnul și rugați-vă Domnului să-i fie mântuit sufletul. Dacă în inima ta este ură și neiertare, ai acută nevoie de vindecare, de orbire spirituală. Nu pot să iert, asta e o neputință. Neputința de a ierta, neputința de a mai duce o zi de post până la capăt. Neputința asta o întâlnesc, dragilor, cred că la 3 din 5 pocăiți astăzi. Cum stai? Când vin la consiliere, când vin la una, la alta, îi întreb. Cum stai cu postul și rugăciune? Orice, numai despre post, nu. Nu pot, mă doare capul, cafeluța. Cafeluța, ca la dumneavoastră, e cafeloaie. I-am zis să-mi aducă, eu am mai fost prin Italia și mă duce acolo, 2-3. Când a venit cu o damingeană de cafea, dar cine o bea? Am luat 2 guri. Dar frate, nu bei cafea. Am băut, dar cât? Nu sunt obișnuit cu cafea. I-am zis lui mama, risc să ajung dependent. Păi am zis, am ajuns să beau o cafea la 2 săptămâni deja. Da. Neputință. Să nu poți din cauza cafelei să iei o zi de post? Sau alta? Mă doare stomacul, frate. Păi, dar ce ți-ai imagina? Că dacă nu-i dai nimic, te aplaudă? Normal că te doare. Ceva te doare. Mă doare, așa mă doare capul când iau. Păi, unde-i jertfa? Normal că te doare. Te doare capul, te doare stomacul. Atunci te ispitește, atunci îți întinge ciocolata. Mă, stă în altă zi. Și mănâncă ciocolata așa, să unge tot pe la gură, nu ți-ar da o pătrățică. Și tu cu bun simț nu-i ceri. În ziua postului, toți numai cu ciocolata la tine. Sub nas s-o bagă. Mă, du-te de aici. Mă, du-te. Nu-mi trebuie. Dar ia, mă. A, dar mă refuz. Mă, du-te, mă, că sunt în post, mă. Scuze. Satana îl întinde acolo. Să vină cu ciocolata la nasul tău. 2 Petru 1 cu 9. Cine nu are aceste lucruri în el, și sunt acolo câteva lucruri, cine nu le are, este orb, umblă cu ochii închiși, e o ironie a sorții. Orbul poate să stea cu ochii așa, că tot nu vede nimic. Dar e și orb și ochii închiși. Deci, probabil că am mai stat de vorbă cu orbi, sunt care au așa un fel de zare, adică simt intensitatea fascicolelor luminoase. Își dau seama că e lumina puternică sau nu. Când au închis ochii, nici măcar alea nu le mai simt. Este orb, umblă cu ochii închiși și e bolnav de Alzheimer spiritual. A uitat că a fost eliberat de vechile lui păcate. Alzheimer. Vreți să fiu dramatic? Mi se potrivește foarte bine drama. Probabil că ești un conflict cu sora ta de corp, cu mama ta, cu tatăl tău. Imaginați-ți că diseară faci un atac cerebral. Intri în comă. Sau pur și simplu dai într-un Alzheimer. Și nu-ți mai aduce aminte păcatele din tinerețe. Ce faci? Că te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu în cer cu ele. De aceea câtă vreme să zice astăzi, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne vindece spiritual și să ne cerem iertare și să n-ajungem acasă de pe mașină, să punem mâna pe telefon și să-i spun: cumnate, de 20 de ani nu vorbesc cu tine, cumnată, iartă-mă, te rog frumos, duhul de lăcomie din mine a intrat în mine, mamă, un duc de ură, tată, un duc de ură, iartă-mă că vreau să fiu liber și vreau să ajung în cer. Asta înseamnă pocăință. Eu asta cred că se va întâmpla înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu va ridica predicatori care să predice plin de Duhul Sfânt, ca Ioan Botezătorul, care să sudeze familiile și să sudeze relațiile dintre familii și părinți, să ne rezolvăm toate problemele, că e Domnul aproape, e la ușă, numai când n-a intrat. În ce situație ne găsește? Este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat. Frate, soră, dar de ce nu ierți? Păi zice, în urmă cu 35 de ani, când ne-au venit pachete de la Christian Aid Ministries,
Când venea pachetelele de Crăciun, frate, la copilul lui a dat o cutie mare și era un ursulet, un ursuleț mare și două, trei ciocolățele. Și în cutia aia mai mică, ca și în fata babei și fata moșneagului, era mai prețioasă aia mică. Dar duhul de lăcomie, știi? Și zice, de atunci așa a intrat în mine, de aia nu pot să... Uite ce vorbă mi-a zis. Dragă soră bolnavă de Alzheimer spiritual, ai uitat că Dumnezeu ți-a iertat 1 miliard de păcate, 1.275.2 miliarde de păcate? Bine că ții minte un păcat pe care ți l-a făcut cineva, o nedreptate. Era cântarea aceea, Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul Tău și nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce a fost rău. Dar vrei să modificăm puțin cântarea? Acum nu o modific, eu las-o așa că e bună. Și să zic, Doamne ajută-mă să țin minte doar ce frații mi-au făcut după placul Tău și Doamne ajută-mă să uit tot ce frații mi-au făcut și n-a fost după placul Tău. Puteți să ziceți amin aici? Dumnezeu să vă binecuvinteze. În felul acesta vă vindecați sufletul dumneavoastră și duhul dumneavoastră și suntem sănătoși mental altfel. Se poate ajunge la boli psihice foarte grave. Oameni care au dezvoltat anumite psihoze din cauza neiertării. Să știți, furia orbește. Am văzut un documentar la un moment dat, o doamnă reporteriță lua interviu la mai mulți criminali. Cei mai mulți dintre ei recunosc că înainte de crimă n-au mai văzut nimic în fața ochilor. Li s-a încetoșat privirea. Și s-au transformat în bestii și-au ucis cu sânge rece. Am văzut negru, frate, zice, am văzut negru înaintea ochilor. Dar de ce să vezi negru înaintea ochilor? Dragă luminuță, tu ești lumina lumii. Așa m-am tulburat, frate, zice, așa m-am tulburat. Dar de ce te-ai tulburat? Că l-ai pe tulburat în tine. Pentru că, dați-mi voie să iau paharul acesta de apă. Aici este mai multă apă. Eu pot să pun un capac și pot să agit apa asta oricât. Cât vreți dumneavoastră, până diseară. Și după aia tot o beau. De ce? Pentru că dacă ar avea un gram de pământ sau ceva, de iod în ea, sau betadină sau altceva, s-ar face neagră. Sunt oameni pocăiți. Au făcut realitatea cu ei, accidente, probleme, nedreptăți, jigniri. Și ei tot limpeziți. De ce? Că-ți limpezi la minte, la inimă, iau Duhul lui Dumnezeu în ei. Oricât l-ai agita, bă, nu reușesc să-i enervez pe ăsta, mă, nu reușesc. De ce? Că e limpede, el n-are impurități. Dar dacă s-au sedimentat acolo niște gunoaie, păi tu atâta numai dacă faci, gata, el e negru. El nu rezistă, îl claxonează unul în trafic imediat, frate, zice. Iartă-mă, am venit la mărturisire. Taximetrist. Poate că sunteți taximetriști, oameni serioși. Pe Uber, pe Bolt. N-am eu treabă cu dumneavoastră. Dar vă spun, frate, zice, m-a enervat unul în trafic. Am luat bâtă, i-am dat o bâtă, l-am lăsat în comă. Și am zis, frate, eu am crezut că i-a luat un nou testament din portbagaj. Ce mai caută bâta de baseball în portbagajul unui pocăit? În mașina, în ușa de la mașină de tir a unui frate pocăit. Ce să caute spray-ul paralizant acolo? Dar nu mă apără, Domnul. Acum eu vorbesc din postura omului care nu știe ce-i frica, dar poate că... Iarăși un alt lucru pe care nu pot să-l înțeleg. Frica. Frica de oameni, frica de armate de oameni, frica nu știu ce e aia. Că, într-adevăr, că am făcut legea în școală, nu prea mi-a suflat nimeni în ciorbă. Și de aia vorbesc, dar poate că dumneavoastră știți ce e aia. Dar frica e bună, am înțeles, am auzit. Diagnosticul îl pune Dumnezeu. Auziți cum îi numește pe farisei? Călăuze oarbe. Călăuze oarbe. Știți în general unde apar problemele astea? La fanaticii religioși care pun presiune pe casă, pe familie, pe copii, pe soție. Oameni care s-au destrăbălat în viața lor în toate felurile posibile și s-au transformat în niște lupi moraliști
care pun o presiune pe biserică, el vine și predică, deci zici că el e Dumnezeu care a inventat legea mozaică. Cu modestie, frate, când predici. Cu modestie când îți mustri soția. Cu decență, cu frică de Domnul. Nu cu brutalitate, călăuze oarbe. În altă împrejurare zice, sunt ca un orb care călăuzește pe un alt orb. Ambii vor pica în groapă. În altă parte spune, nenorocit și orb ce ești. Pentru ce vezi tu paiul din ochii altuia și nu vezi grinda din ochiul tău? Sau bârna? E același lucru. Să știți că frica orbește omul. Imaginați-vă dimensiunea credinței și dimensiunea rațiunii. Când au venit iscoadele, spionii pe care i-a trimis Moise în Egipt, în Canaan, au venit înapoi, au început să tremure și au zis, nu avem nicio șansă, nu putem. Oamenii aia, zice, noi eram ca niște lăcuste pe lângă ei. O lăcustă are aproximativ 2 cm în picioare. Calculat la dimensiunea de 2 metri a unui om, am făcut un calcul matematic. Când dădea undeva, un uriaș ar fi trebuit să aibă 270 de metri. Aproape cât 3 arene de la Bayern München puse una peste alta în picioare. Eu vă întreb, oare chiar așa erau de înalți uriașii? Dar frica amplifică, mai ales când e vorba de un bărbat. Deci ferească Dumnezeu să-l doară un dinte noaptea. E sfârșitul lumii. Sună la ambulanță, pregătește sicriul, mor, costumul cel mai bun, adu aici, adu un caiet să fac testamentul. Stai cu minte, dragă soră, nu intra în panică, doar îl doare un dinte. Femeia zice că e de 10 ori, de 100 de ori mai rezistentă la durere decât bărbații. Rezistă, ea e un vas mai slab, mai sensibil, dar rezistă la durere, o doare de 3-4 ori pe noapte și atât e de silențioasă, se duce în bucătărie, plânge, își pune acolo ceva, dimineața toată lumea și toată micul dejun e pregătit. Când îl doare pe el și vecinii vin cu ambulanțe, vin pompierii, frica amplifică, gata o să mor, nu mori. Credința diminuează problema. Se ridică Iosua și Caleb, își rup hainele de pe ei și au zis, nu vă luați după fricoșii ăștia, îi mâncăm de vii în numele Domnului. Credința aduce un uriaș de la dimensiunea de 270 de metri la dimensiunea de un kebab și zice, mușcăm din ei cu Domnul. Și au zis Dumnezeu, pentru credința lor și pentru că au încurajat inima poporului, doar ei intră în Canaan, fricoșii putrezesc în pustie. S-ar putea optica ta, vin dimineața asta, aici ai o problemă. Și e adevărat că ai o problemă. Dragă soră și dragă frate, nu face problema aia mai mare decât îi. E suficientă cât îi. Și Domnul s-o rezolve în numele lui Iisus Hristos. Dar nu face mai mare decât îi, că nu ți-e de niciun ajutor. Ai încredere în Domnul. Oricât de mare ar fi uriașul, oricât de mare ar fi problema, cu Domnul biruim. Toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. În numele lui Iisus Hristos suntem biruitori. Slăviți să fie Domnul în veci. De aceea, încredeți-vă în Domnul. Ai cumva orbire spirituală? Ai nevoie de vindecare. Ologia spirituală o lăsăm doar o ironie pe care o folosește Moise. Și zice, până când veți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dragilor, un om șchiop e un om care e lovit la un picior, călcat într-un cui și se sprijină în ăla mai tare. Când amândouă sunt invalide, e olog, nu mai e șchiop. E o ironie pe care o folosește aici Ilie. Vindecare de posesiune demonică. Și aici vă rog să fiți atenți. Încerc să închei mai repede. Dacă aveți întrebări punctuale, cu podcasturile astea am lăsat impresia că știm mai multe decât știm. Să nu vă imaginați că știm atâtea. Știm și noi din ce am mai citit, din ce am mai prins, câte ceva. Și dacă reușim să vă lămurim și pe dumneavoastră în unele lucruri, dar nu știm prea multe, nu credeți? Că au venit fratele Onisim și vezi, Doamne, că știe. Da, de unde? Câte ceva pe acolo știm și noi. Vindecarea de posesiune demonică. Și poate că ești aici astăzi și vii dintr-o familie blestemată. A venit soră care a spus, frate, cred că sunt urmărită de un blestem. Uite, străbunicul meu a divorțat, bunicii au divorțat, părinții au divorțat și eu nu mă înțeleg bine cu soțul meu. Și am stat de vorbă, am vorbit, ne-am rugat.
Vreau să înțelegeți un lucru, surori și frați, în momentul în care v-ați întors la Dumnezeu, orice blestem este rupt în numele lui Iisus Hristos. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Sunt aceste afecțiuni congenitale pe care le putem moșteni, alcoolici în familie, da, care alcoolismul din generație în generație. Te-ai întors la Domnul, gata, să a plecat duhul de alcoolism. Nu mai sta acolo gândindu-te că blestemul acesta te urmărește. Sau magia, albă sau neagră. Știți că sunt surori în biserică și frați care dimineața citesc horoscopul să vadă ce îi zic astrele? Eu n-am nevoie să citesc horoscopul. Eu când văd într-un ziar, ziar online poate, dar eu am un site de știri online și acolo vin numai știrile care mă interesează pe mine. Israel, Ucraina și mai câteva. Și atât. Și când văd paragraful ăla, am un sentiment de vomă. Și trec mai departe. N-am nevoie, nu mă interesează ce zic astrele. Pe mine mă interesează că viața mea este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat un viitor și o nădejde. Eu nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește de mine. S-ar putea această problemă de posesiune demonică. Știți că sunt surori care cochetează chiar cu vrăjitoria, care se duc la vrăjitoare. Frați! Un tânăr care promitea foarte mult, predica Evanghelia. A fost curios numai, vedeți că din curiozitate vine. A fost curios să discute, să citească despre actele acestea de mentalism în spatele lor. Și a ajuns să studieze vrăjitorie. Și de cel puțin 10 ani de zile afirmă sus și tare că nu există Dumnezeu. S-ar putea copilul tău să fie atins de un duh de ateism pentru că tu ai umblat și tu la rândul tău cu lucruri mizerabile. Să nu mai vorbim de yoga, de o grămadă de voodoo, de muzică, heavy metal, fete pocăite care ascultă muzică satanică, băieți pocăiți care ascultă muzică satanică, frați și surori. Știți ce înseamnă asta? Vreau să fiți foarte atenți. Când e vorba de posedare demonică, de posesiune demonică, nu orice lucru, că e copilul un pic răzvrătit, gata, că e posedat de diavolul. Nu, dragă soră, are niște pușeuri de personalitate, de dezvoltare, de creștere și el învață arta negocierii în viață contrazicându-se cu mine. Nu! Acum băiatul nostru s-a încheiat capitolul, dar vreun an de zile, de la 9 la 10 ani, orice îi spuneam, nu! Nu! Hai mă, copile, mă, nu! Dimineața, iar Edu-ți, trebuie să mergem la școală, nu! Prima dată nu. La început mă enervam de numai până am studiat și am înțeles că e perioada obligatorie din viața copilului în care să zică nu și tata să, mama să intre în negociere cu el, el ne provoacă la duel ca să se dezvolte. Imediat iei cureaua, nu lua cureaua, stai relaxat. Violența nu scoate demonii, violența bagă demonii de ură și de neiertare și de alte lucruri. De aceea nu știu eu în ce situație te afli, dar posesiunea demonică nu se face decât prin acceptare, prin protocol, prin aprobare, prin pact cu Satana. Matei capitolul 8 cu 28 la 34. Cum ajunge un om posedat? A venit Domnul Iisus și a spus, care ți este numele? Legiune, au zis ei. Că suntem mulți. Cum ajunge un om posedat demonic? 1. Posesiune congenitală, moștenire. De exemplu, două mame sunt certate. Fetele lor sunt la orchestră. Stă una lângă alta și stă așa cu spatele. Și întrebi, dar ce treabă ai cu ea? Nu, n-am nicio treabă cu ea. Dar de ce? Că mama ei n-are treabă cu mama ei. Dragi fete, puneți capăt acestui blestem al diavolului și nu moșteniți ura, nu duceți mai departe în neam. Las-o acolo. Să moară părinții tăi,
cu ura aia dacă nu se pocăiesc, și odată cu înmormântarea lor să fie înmormântat și satana din ei de ură. Și tu înțelege-te bine cu generația ta. Din generație în generație, ura aceasta șovină pe neam. Neamul ăla, că mi-a făcut mie, ce legătură are una cu alta? Sau posedare indirectă prin blestem și influențe străine făcute de alții. A venit o doamnă și a zis: frate, de 20 de ani mă chinui să mă botez. Și nu pot să mă botez. Fac catehieză, când ajung, intră așa o luptă în mine și nu pot să mă botez. Și am zis: și te-ai gândit? Am fost la o grămadă. Bun. Și am zis: da, așa, că de aia slujitorii, dacă nu avem darul de cunoștință, nu putem face slujirea. Am zis: Doamne, dacă nu mă însoțești cu darul ăsta sau darul de deosebire a duhurilor, nici nu are rost, mai bine trimite pe alții. Și am zis: cunoști pe cineva la tine în familie să se fie ocupat cu magia, cu vrăjitoria? Și dintr-o dată parcă vine revelația revelațiilor. Bunica mea a fost vrăjitoare. Ah, ok. Du-te vorbește cu ea. Nu, cred că și era. Du-te vorbește cu ea și vii săptămâna viitoare, peste două săptămâni, că era din alt județ. Peste două săptămâni a venit și a zis: frate, am fost și mi-a zis că nu știu ce număr trebuia să fac acolo și a cerut un suflet. Și era mică și ea a girat cu mine la satana, nu știu ce. Doamna asta avea aproape 50 de ani. Și am zis: hai să ne rugăm Domnului să fie ruptă legătura asta peste tine. Și ne-am rugat cu echipa. Dumnezeu a eliberat-o. În două săptămâni bunica i-a murit. În alte două săptămâni femeia asta s-a botezat. Dragilor, se poate să fii victimă colaterală, dragi părinți. S-a eradicat regula asta din Israel, că părinții au mâncat aguridă și copiilor li se sterpezesc dinții. Dar sunt victime colaterale. De exemplu, dacă părinții divorțează și nu se înțeleg, s-ar putea în mintea acelui, dacă ești un tată posesiv și ești un tată violent, s-ar putea fata ta să aibă o frică să se mărite, pentru că asociază pe toți bărbații cu tine. Cred că toți sunt așa. Nu, sunt și altfel de oameni pe pământul acesta. Și s-ar putea să fii victimă colaterală a unei situații, fără să fie acceptarea ta. O grămadă de lucruri, surori care au spus că nu știu ce, s-au dus alții la vrăjitoare să le desfacă căsătoria. Dragi surori și frați, pocăiți! Dacă rămânem lângă Domnul, poate satana să turbe în jurul nostru. Căsătoria aceea începută la altar va merge până la adânci bătrâneți și fericită, pentru că pentru noi luptă Dumnezeu. Nu lăsa pe diavolul să stulbure căsătoria. A, cine știe cine a făcut nu știu ce învârteli. Poți să facă un miliard de învârteli. Numai prin acceptarea ta se poate intra prin aceste lucruri. Mi-aduc aminte când eram mic și noi găseam tot felul, pentru că eram singurii pocăiți pe strada aia. Și din păcate, și în ziua de azi, tot singura familie înseamnă că n-am fost pocăiți. Unul dintre lucrurile pentru care mă doare sufletul, că în satul copilăriei mele, pe strada pe care noi am locuit, noi n-am fost o lumină. Dacă după 30 de ani de zile nu mai este nimeni, doar tot tata și fratele meu și cine a mai rămas pe acolo, înseamnă că n-am fost lumină deloc. Și asta nu e bine. Și găseam tot felul de broaște cu sute la gură, tot felul de păpuși, de ghemotoace. Știu că mă trimitea mama pe mine, pe noi, să le luăm cu nu știu ce, să le aruncăm. Oameni care ne voiau rău, dar cu vrutul a rămas. Că nu s-a întâmplat mare lucru. Domnul a fost protecția noastră. Dar trebuie să fim conștienți că sunt unii care s-au afectat de asta. Câtă vreme ești în Iisus Hristos, n-are de ce să-ți fie teamă. Dar dacă nu ești în Hristos, așteaptă-te la orice. Posedare prin acceptare. Și aici vă rog să fiți atenți. Dacă până aici vorbim de victime colaterale, vorbim de moștenire congenitală de la părinți, vorbim aici de tutun, de exemplu, țigară. La noi la biserică cel puțin 35 de oameni au fost eliberați de duhul de tutun. Să știți că tutunul nu este doar un viciu, o slăbiciune. Este un duh atât de spurcat astăzi. De ce?
Banii sunt o binecuvântare pe care Dumnezeu mi-i dă să cumpăr pâine pe masă. Eu le dau foc. În momentul în care dau foc la bani, eu intru în blestemul acesta al sărăciei. Apoi, fumatul pasiv, fumul virusat din plămânii mei bolnavi, iese afară pe nări, ca la furnalele alea de la combinatul chimic, și îl inhalează alții pe lângă mine, care al treilea lucru, se transformă într-un viciu. Satana exploatează viciu și viciul acesta distruge templul Duhului Sfânt și îți face ravagii Satana în trupul meu prin acceptare, că nimeni nu mi-a dat țigara aceea obligatorie, am luat-o cu mâna mea, ceea ce se face cu acceptarea mea, asta înseamnă posesiune demonică. Și da, s-ar putea să fii posedat de un duh de tutun, pentru că ai acceptat pe Satana. Cu mâna ta cumperi țigările. Aici este foarte grav. Este atât de dramatic lucrul acesta. Sau alcoolul. N-a venit nimeni. Eu, că tata a fost alcoolic. Mă, nu-ți ia taică tu paharul. Tu îl iei cu mâna ta și îl bei singur. Asta înseamnă acceptare deja. Înseamnă aprobare. Sau drogurile. Sau jocurile de noroc. Vă zic o experiență aici și încerc să închei cumva. Eram într-o biserică mare și am zis, predicam, dintr-o dată m-am oprit și am zis o paranteză profetică. În biserica dumneavoastră sunt bărbați care iau banii de la familie și îi bacă în jocurile de noroc și în aparate la casino. În biserica dumneavoastră sunt oameni care consumă alcool, bărbați și femei. Și în biserica dumneavoastră sunt bărbați și femei terorizați de duhul de gelozie. Am încheiat paranteza, dar n-am mai știut să continui. Am început să-mi tremure picioarele, că nu înțelegeam ce se petrece. Mi-am găsit puterea și am încheiat rapid după aceea. Frați și surori, este atât de real ceea ce vă spun, de nu vă puteți imagina. Când se termină biserica, fratele păstor care a condus, bagă mâna, îi tremura mâna în haină la costum și scoate o hârtie mototolită așa și zice, fraților, în urmă cu 6 luni de zile, un frate proroc din biserică mi-a trimis biletul acesta, a zis el. Mi-a trimis biletul acesta cu o descoperire care a avut-o și a zis, s-a certat cu Domnul și a zis, Doamne, nu pot să-i dau drumul la prorocia asta. Pentru că eu nu cred că e de la tine, nu cred că se întâmplă așa ceva în biserica noastră. Și a zis, frate păstor, te rog frumos să iei prorocia asta și să o citești în adunare. El a luat-o, când a citit, a zis, Doamne, acum el s-a scăpat, eu cum, ce fac? Eu nu pot să citesc asta în adunare, că eu nu cred în ea. Și zice, fac așa, o pun în haina de la costum și deschidem tot timpul când să o citesc. Omul acesta deschide scrisoarea în plen și a zis, am 6 luni de zile de când nu dorm. Și l-a rugat pe Dumnezeu să-mi descopere el. Deschide scrisoarea și citește. În biserica aceasta sunt bărbați care bagă banii în cazinouri și jocuri de noroc. 2. În biserica aceasta sunt bărbați și femei terorizați de duhul de gelozie. În biserica aceasta, 3. Se consumă alcool zilnic, regulat. Și a început să plângă și a zis, fraților, e posibil așa ceva? Și a intrat biserica într-o rugăciune, s-a depășit mult după fix, de pocăință. Mame care urlau, probabil ziceau, Doamne, nu cumva ai copilul meu ăla? Frați și surori, predicăm de curvie, predicăm de băutură, dar oare nu cumva ai probleme cu cazinourile și jocurile de noroc? Și pariurile sportive? Și microbul acesta al fotbalului? Și iei banii și dai pe bilete și se duci la meciuri? Oare nu cumva sunt lucrurile acestea, sunt prin acceptare, astea sunt aprobate, tu te duci? Și acestea care sunt prin aprobare sunt foarte periculoase. Oameni care și-au vândut sufletul diavolului. El a ales asta. Indiferent în ce formă e posesiunea demonică asupra casei tale,
Dacă vei avea credință, Domnul poate să intervină și să rupă blestemul și să aducă vindecare sufletească și să vor fi vindecate trupurile noastre. Altfel este un blocaj al vindecării. Nu se petrece. De ce? Pentru că sunt probleme spirituale. Resuscitarea prin iertare ar fi ultimul gând. Uitați-vă la David, un studiu de caz pe David. Am păcătuit, zice, am văzut-o pe Betșeba, nici ea nu era poamă bună, stați liniștiți. Pentru că dacă bărbatul tău e pe front în linia întâi, ție nu ți arde de plajă să stai pe la piscină și să faci plajă. Bă, stau pe genunchi, bă, stau îmbrăcată în negru până nu se întoarce iubii de pe front. Ia stă la plajă. Îmi lasă impresia că abia aștepta să scape de el. A văzut-o, a păcătuit, a atras blestemul suferinței asupra lui, toată ființa este dată peste cap. Bă, nu știu ce se întâmplă cu David. Parcă nu mai e el când cântă, parcă nu mai are forță, nu mai are putere. Cred că e bătrân de aia, nu? E păcat. Și a venit prorocul Natan și a spus, e păcat și trebuie să plătească foarte scump. A prelungit agonia tăcând. Și zice el în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Soluția vindecării? Mi-am mărturisit păcatul, am fost iertat, de aceea, zice el, sunt precaut pe viitor. Orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Și chiar de s-a vărsat ape mari pe el, nu-l vor atinge. Și am primit iertarea. Frați și surori, Satana se luptă pentru casele dumneavoastră. Și încearcă să facă acolo probleme, să facă ravagii. Posesiunea se face numai prin acceptare. Dacă ai acceptat alcoolul, dacă ai acceptat tutunul, dacă ai acceptat drogurile, ai acceptat cazinoul, tu ai făcut pact cu Satana. Ești sub blestem. Dar poți să ieși de sub blestem astăzi în numele lui Iisus și să te pocăiești. Un frate slujitor ordinat prezbiter care avea probleme cu cazinourile și tot nega până l-a văzut o soră de 70 de ani. Nu mai poți să ne minți, frate, că te-am văzut eu până la comitetul executiv mă duc. Și nu mai e în slujbă. Satana nu iartă pe nimeni. Sper că nu v-am speriat cu asta. Vreți să ne vindece Domnul de orbire spirituală? Să ne vindece de ură, de lăcomie, de invidie, de răutate? Vreți să ne vindece Domnul Iisus Hristos de orice formă de posesiune demonică? Să nu mai aibă Satana acces în viața și în casa noastră? Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului.